Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 11 mai 2023 și continui cu lupta pentru poetul Oros. Nu stăm că nu-i de stat. Aici avem pregătit niște, să vă arăt, niște hrian. Rădăcină, l-am curățat, l-am tăiat bucăți. Din acesta se ia, aici am 120 de grame de hirian. În blender adăugăm 240 de ml de apă. 240 de ml de apă. O să aduc imediat apa. Punem apă. Așa, și acel hirian o să-l adăugăm în blender. Deci tot acest hirian se va adăuga în blender. Bun, l-am adăugat. Ce vom face cu acest hirian? Îl blendăm foarte bine și la rețeta de ieri, la siropul cu medicamente, o să-l adăugăm. O să-l adaug acolo. Și hirianul este un foarte bun antibacteria. O să-l dau la blender și când termin, o să dureze un pic. Ăsta trebuie să facă pastă. Și atunci o să vedem cum arată și îl băgăm în sirop, după care vom merge la albinuță. Am blendat vreo 10 minute. Acum o să luăm și cantitatea asta o să o băgăm în siropul de ieri. Deci avem 120 de grame de hirian. Hai de mine ce ustură. Ce ustură hirianul. Așa, băgăm aici în această găleată cu sirop. O să lăcrimez un pic între timp, că na, asta e. Așa, și toată cantitatea asta o băgăm în sirop. Așa. S-a blendat foarte bine. E un fel de pastă, să zicem așa. A, să iau niște sirop să clătesc. Să clătesc acest bol. Să iau niște sirop să îl clătim. După care mergem la albinuță. Mergem la albinuță și le dăm această compoziție în ramă și vom vedea dacă de ieri până azi au reușit să ia această compoziție medicamentoasă. Hai că se curăță bine.
Bun. Deci am curățat, am băgat hirianul în sirop. Acum iau iară lingura de lemn și amestecăm. Amestecăm bine siropul și avem băgat în sirop și hirian. Cam asta este. Și a schimbat culoarea. Ia să-l gustăm, o fi bun. Ia. Se simte ușor hirianul. E numai bun, deci nu e foarte accentuat gustul. Se simte un pic, dacă n-ai ști că ai băgat hirian în el, nu se simte. Bun. În schimb, și-a schimbat aspectul siropului. Cam atâta. Tot ce rămâne de făcut, mergem la albinuțe și vedem ce s-a întâmplat de ieri până azi. Până data viitoare, numai bine!